de obicei trece fără să-i se acorde o atenție deosebită. Cu toate acestea, 29 februarie este legată de o serie de curiozități științifice și tradiții nu întotdeauna cunoscute. Spre exemplu, pe data de 29 februarie se schimbă ordinea, iar femeile pot cere în căsătorie bărbații și aceștia nu pot refuza. Primul care a introdus o zi bonus în calendar, o dată la 4 ani, a fost Iulius Cezar în anul 46 înainte de Hristos. Mult mai târziu, potrivit unei legende, regina Margareta a Scoției, la sfârșitul anilor 1200, a stipulat prin lege că bărbații care refuzau cererea în căsătorie pe 29 februarie trebuiau să plătească o amendă. Acest lucru se datora faptului că, în antichitate, data de 29 februarie nu era acceptată de calendarul englezesc și, prin urmare, nu exista. Fiind o zi fără statut legal, era permisă încălcarea convențiilor la această dată, astfel încât femeile care așteptau în zadar inelul de logodnă puteau face ele pasul cel mare. În Europa de Nord, chiar și astăzi, bărbații care refuză o cerere în căsătorie în această zi trebuie să o compenseze pe logodnica lor cu mănuși sau haine, prin care acestea să poată acoperi rușinea refuzului. Potrivit datelor oficiale, în lume, peste 4 milioane de persoane sunt născute în ani bisecți, adică pe 29 februarie. Printre acestea, compozitorul Gioachino Rossini, Papa Paul al III-lea, Bartolomeu I, Patriarhul Constantinopolului. În Texas și New Mexico, în fiecare an bisect, se organizează mari petreceri pentru cei născuți pe 29 februarie.